Bună ziua, suntem la jumătatea lunii iulie. Intrăm puțin astăzi într-un buduroi, într-o scorbură de nuc, făcută în primăvara aceasta și pus un roi. Haideți să vedem cum se prezintă aici la surori. Aici sunt surorile noastre, filmați mai aproape, un buduroi adaptat, da, iată cum o propolizat, vedeți, marginea asta, iată pe lângă punga care am pus-o în nailonul deasupra. Haideți să vedem cum se prezintă înăuntru. Aici e făcut din două părți, filostei, haide acolo, e făcut din două părți buduroiul acesta, cu scoabe prins și aici pe interior o... închis albinele cu propolis. Haideți să vedem cum se prezintă situația la albinuțele noastre. Iată, propolis este din belșug, aici se poate strânge, cine vrea să vină să-l strângă. Eu am destul acum. N-am mai intrat de mult în buduroi, să vedem cum e situația. Sper să reușesc. Surorile albinuțe. Iată ce avem noi aici. Da. Puiet, miere, aici au suprapus. Nu le-am stricat, nu le stric, le lăs așa. În lumea lor, în lumea buduroiului, iată, puiet, aici e eclozat, au băgat și păstură, plăcut. Da. Să vedem dacă nu-i mat ca să nu-l lăsăm jos. Puiet copt, aproape că eclozează, ouă de o zi. Regina mamă îi prin zonă. Da, nu o văd, probabil să nu fie din coace. Ori pe ramele celelalte. Da, haideți să vedem. O lăsăm asta aici jos. Dacă ele stau în zona. Da, au clădit și pe partea aceea. Pe pereții buduroiului. O familie din 5 rame. Destul de... Ramele au fost făcute manual. Iată ce au pus aici. Tot ce vor ele. Nu le mai stric, nu le mai deranjez. Au fost niște roiuri mici capturate și le-am pus aici. De drag și de plăcere să se simtă bine în largul lor. Da. Dăm aici. Ia să mergem mai departe, să mai luăm încă o ramă. Iată cum se prezintă. Puiet. Căpăcii din plin. Miere au destulă și la coronită și acolo. Și acolo. Hai să filmați aici să vedeți, să aveți grijă acolo. Ia să vedeți cât puiet căpăcii. Dați un pic la mine. Uitați acolo cât puiet căpăcii este pe rame celelalte. Rame deasupra. Ăsta e buduroiul. Da, poftiți. Albinuțele din buduroi.
le ținem pentru frumusețe, adevărata natură, arta artelor, apicultura și albina. Da? Să mergeți dincolo să filmați urdinișul albinuțelor, pe unde ies. Da. Până data viitoare, la noua revizie de buduroi, abonați-vă la canalul meu și vă îmbrățișez cu drag!